Pentru realizarea mărțișoarelor pe care le-au împărțit de 1 martie, elevii au lucrat cu migală ore în șir. Pentru noi a fost o experiență unică în acest liceu. Suntem clasa 10-a și este pentru prima oară când am făcut aceste mărțișoare și pentru prima oară când ieșim cu ele pe centru. Am făcut totul cu drag, a fost o experiență unică pentru noi toți. Sperăm să păstrăm această tradiție, motivele sunt tradiționale. Pe mărțișoare am pictat motive naționale, deoarece ne-am întors în timp la cum era atunci, cum purtau bătrânii cu mândrie costumul național. Și asta ar trebui să facem și acum, să ne amintim cât de frumos era atunci. Directoarea Unității de Învățământ, Daria Haidău, este mândră de inițiativa elevilor. Evenimentul este inedit pentru că aceste mărțișoare, confecționate într-un timp record, într-o săptămână, sunt din lut, apoi pictate și dăruite doamnelor și domnișoarelor într-un plic, la fel confecționat de către ei. De asemenea, în plic se găsește un bilețel, iar fiecare domnișoară sau doamnă care dorește un mesaj către cineva drag sau chiar domnul care dorește să-i dăruiască mamei sau iubitei un mărțișor, noi îi vom scrie un mesaj personalizat. Doamnele și domnișoarele au primit cu bucurie mărțișoarele din partea elevilor de la Liceul de Arte. Frumos, 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 foarte frumos. Frumos, le mulțumesc. Cum arătau mărțișoarele înainte? Micuți, așa, cu folițele, cu ceva, așa, cu... Dar ce părere aveți despre inițiale? Foarte frumos, fete frumoase. V-ați uitat la ele? Sunt motive tradiționale. Da. Este frumoasă inițiativa colegilor. Da. Este foarte frumos din partea lor să dăruiască în În doar câteva zile, elevii de la Liceul de Muzică și Arte Plastice Constantin Brăiloiu din Târgu Jiu au confecționat peste 600 de astfel de mărțișoare.